Radu Oprina a încercat să mă șantajeze și a fost dat afară de la locul de muncă. Ce s-a întâmplat? Acum vreo 2 săptămâni am primit acest mesaj pe Instagram de la un cont fals cu niște date personale de ale mele și mesajul te face iar celebru. Ei bine, am înțeles șantajul, am înțeles unde bate persoana. Sunt niște detalii personale care pot fi interpretate într-un mod complet eronat și mă pot defăima iar, așa că am luat imediat inițiativa și am mers la poliție unde am depus o plângere pentru șantaj. Între timp, știam de unde sunt acele date și detalii personale, am luat legătura cu persoanele care mă puteau ajuta cu această situație, s-a pornit o investigație pentru a se descoperi persoana și, ce să credeți, un individ împreună cu Radu Oprina au accesat ilegal un sistem pentru a face rost de acele date și le-au distribuit ba către mine, ba pe alte grupuri de WhatsApp. Ei bine, astăzi am primit acest apel telefonic. So Radu Oprina was the person who blackmailed me and he was working for you and he got sacked. He has been sacked, yeah. Thank you very much. Thank you very much, David, for this. Yeah, this person caused me a load of stress. He blackmailed me in the past years. He posted my personal details online numerous times. So thank you so much. No, that's absolutely fine. I think the only thing that I want to know from your perspective, because we'll obviously be as helpful as possible, is do you want to make this a police matter, in which case we can... Yes, please. Yes, please. Yes. So I went to the police. I pressed charges against, you know, an anonymous person who was blackmailing me. And they said that the company needs to press charges for accessing the system illegally. Și din acest apel am fost informat că aceste persoane, adică Radu Oprina și prietenul acestuia, au fost dați afară. Ceea ce mă bucură nespus și acum pot continua demersurile legale pentru ca Radu Oprina să plătească pentru șantajul lui, pentru faptul că mi-a accesat datele ilegal și pentru că le-a distribuit. Prin faptul că a făcut chestia asta, avem dovada într-un fel cine mi-a publicat datele personale și anul trecut de 2 ori. Eu îl acuzam pe Cudin, părea modul lui de operare, dar acum, cu noile dovezi, cred că tot Radu Oprina a fost. Cam mai apoi să se plângă el că eu i-aș fi publicat datele personale. Da, ați văzut? Deci cum agresorul a făcut pe victima. Da, Radu Oprina este un agresor, Radu Oprina este un bully și Radu Oprina trebuie oprit, pentru că este bolnav și are nevoie de tratament de specialitate. Cum am spus, voi continua demersurile legale pentru ca Radu Oprina să plătească pentru tot stresul pe care încearcă să mi-l provoacă, tot răul pe care vrea să mi-l facă, fiind un agresor veritabil, un real agresor. Și cam asta este povestea. Ce pot zic? Mă bucur că a fost dat afară, acum sper să-și ia și la ajutor de șomaj, că e vai mama lui. Radule, ești bolnav, eu nu am cum să te ajut, dar o să te fac să plătești pentru tot ce încerci să-mi faci de atâta timp, pentru toate minciunile pe care le-ai zis, pe care le-ai inventat, pentru toate victimizările tale pe care le-ai făcut, doar ca să-ți impresionezi fanbase-ul de stângiști. Na, știi cum sunt și ăia de dreapta extremă, portretizează pe aia de stânga ca fiind diavolul, soroșiști, etc. Eu știu, eu sunt centrist și știu cum funcționați fiecare în parte. Ești un bolnav care ai căutat un dușman imaginar ca să te promovezi pe tine și acum e timpul să plătești pentru asta. La revedere!